Salutare toată lumea, eu sunt Florin și bine v-am găsit la un nou video din serialul de Critical Ops. Suntem aici de data asta singuri și de ce n-am început direct de pe un server? Pentru că mi-am făcut alt cont și vreau să deschid prima cutie. Ok, vedeți că mi-a picat ceva, un dual MTX. Hai să-l echipăm și acum hai să trecem la episod. Ok, suntem aici pe un server, suntem aici cu tipul ăsta. Și, ok, mi-a dat tipul un AK. Să scrie noi mersi. Și un MS. Și încerc să zic că tot sunt răcit, filmăm deja de 3 minute, bine, da. Voi edita eu pe video și îmi pare rău, dar vreau să vă spun că Sander s-a lăsat din nou de YouTube. Frate, nu înțeleg de ce, a mai dat încă un rage quit. Deci, prima dată l-am convins eu să nu se lase, să continue videourile, dar a doua oară nici că nu cred că va mai ieși. Voi încerca să fac să se reapuce de videouri, dar cred că nu voi reuși. Tipul, frate, mi-a luat foarte mult să îl conving să facă chestia asta, adică să nu se lase de YouTube. Nu înțeleg cum aș putea să-l conving să nu se lase nici de data asta. Și îmi pare rău că la început, când am deschis cutia aceea, tot a fost video, adică sunet de la joc prea tare și probabil s-a auzit urât, dar asta este. Și uitați ce skin frumos avem și noi. Și Sander s-a lăsat din nou de YouTube. Îmi pare foarte rău de chestia asta. Ok. Erau tipii acolo. Eu am tras la nimereală. Și aici vedem ce face. Ok, nu știu ce s-a întâmplat. Probabil eu mor pe amândoi. Și haideți să îmi iau shot. Vreau pe IT să-mi iau. Pentru că nu mi-a aruncat tipul acasă, nu? Ok, credeam că a ieșit. În fine, haideți să aruncăm și noi o grenadă încolo. Ne le vom arunca pe toate încolo. Nu știu de ce mai fac chestia asta, dar totuși nu cred că îmi voi mai cumpăra vreo grenadă data viitoare. Pentru că, frate, sunt cam inutile. O să se trece cu lama. Ok, l-a luat, nu știu cum, dar l-a luat. Bravo. Ok, și victory. Eu n-am făcut nimic. Dar tipul ăsta de la mine a făcut. Și haideți să iau și o chestie asta. Adică armura. Și nu mai am bani să-mi iau dual. Dar nu-i problemă. Nu ne-a avantajat cu nimica. Nici pistoalele alea, probabil. Și pe aici văd că tot nu vin tipii aia. Eu aș fi vrut să vină și pe aici. Adică, frate, nu să vin să se ducă numai în B. Adică eu acum... Oh, da flash? Adică au dat smoke pe aici. Probabil încearcă să dea pe la spate. Și iau și eu pe la spatele, pe spatele ăla. Nu cred că ați înțeles nimic, dar niciun. Nici voi n-ați înțeles nimic, dar niciun, am înțeles. Bine, ne uităm aici dacă este vreunul. Ok, sunt amândoi aici. M-a omorât. Asta este, nu sunt foarte bun la jocul ăsta. Am jucat astăzi cu Madalin CS și ca sincer să fiu, mă pricepeam cât de cât. Bine, faza este că eu n-am mai jucat de mult și am cam uitat. Sper să audă bine și să mă aud și eu bine și jocul. Se audă perfect, frate, adică se audă puțin mai încet ca vocea mea și vocea mea se audă, bineînțeles, mai tare, puțin, ca mai mult. Fac, avea Pin IT, stă la camp, frate. Deci stă la camp cu Pin IT-ul. În felul ăsta au ajuns oamenii, băi, frate. În felul ăsta. Stea cu Pin IT-ul camp. Deci, are... În plus de asta, eu aveam
pistol. Da, două pistoale, totuși. Tot pistol este. Că trage pe rând, nu trage cu amândouă dată. Și aici vedem de puțin filmăm, deja de 7 minute, bine, voi mai dai vreo 2-3 minute pe video. Hai să zicem vreo 4 minute. Bă, sincer, și îmi place cum joacă tipul, joacă bine. Dacă l-omoară și pe tipul ăsta e bun, deci îmi place de el. Bun, frate, l-a bătut și pe ăsta. Haideți acum, poate voi bătea și eu pe cineva, poate voi omorâ și eu pe cineva. Voi încerca să joc puțin mai bine, cât pot eu de bine. Deci, runda asta vreau maxim să joc extrem. Mă duc eu la pe ESB. Mi-aș plăcut să am schimb pe Pinaiti, că îmi place mult Pinaiti-ul. Dar asta este, nu pot să ies în cadă pe Pinaiti. Fac, l-am luat pe cel din spate. Dar sigur l-am lăsat low și pe celălalt. Deci sunt sigur de asta că celălalt este foarte low. N-am ce să zic, deci i-am dat acolo bine. Bă, unde e celălalt tip? Parcă aici era. Ok. Cred că se duce tipul ăsta. Uite-l. Ia-l. Nu l-a luat. Păcat. Asta era meciul nostru. Este 2-1 pentru echipa adversă, dar nu-i problemă. Nu ne sperie pe noi chestia asta. Și știu sigur că ăia din echipa cealaltă sunt acolo. Deci sunt sigur că sunt acolo unde l-am murit pe cel data trecută. Sunt sigur că sunt acolo, deci sunt sigur 80% că sunt acolo ei. Deci 80% sunt sigur că sunt acolo ei. Ok, se pare că m-am înșelat. Sigur stau afectat pe undeva. Camp. Ok, mă speria tipul ăla. Uite, mamă, ok, l-am luat pe unul. Ok, m-a luat tipul pe celălalt pe mine, dar sigur vom câștiga runda aceasta, pentru că îl avem pe ăsta, holy fuck, deci tipul ăsta, ok, se pare că runda asta m-am cam înșelat nițel, asta este, da, haideți vedem, poate nu i-a dat defuse tipul, poate nu avea timp, dar cel mai probabil are timp. Filmez de 10 minute, mai filmez vreo 2 și gata. Tot cu Pinaiti-ul jucăm. Cred că tipii acum s-au dus tot în B. Ne-au văzut pe noi. Auziți un stop. Ok, primez mesaje pe Skype. Ok, l-am omorât și pe unul. Ok, mi-a dat assist pentru că l-am ajutat pe tipul acesta să urmare pe celălalt. Mi-a armură. E de acum toc pe netul. Sau nu, vreau acum să joc la sfârșit cu Acau. Ok, Acau. Aron Andrei nu a ieșit. Probabil a văzut că nu a omorât cel pe nimeni. Eu omor doar 3. Q-a ăla este bun. Uite, uite, uite. Aici, aici. Uite-l, uite-l, uite-l. Ok, mi-a dat lamă. Păi, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul de like. Eu sunt Florin și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!